deja produsul nu mai e la prețul inițial și s-o scumpit, de aia o refuzat să-mi schimbe produsul. Vineri am fost la supermarket, la Kaufland, și am cumpărat un produs. Ei, acum am depistat undeva seara că produsul este defect, deci nu este conform. Ei, am zis că nu mai merg în weekend și că urmează să mă duc luni. Bun, m-am dus. Ei, acolo am fost la informații, după cum se vede în filmare, la acel moment când eu am fost, nimeni nu era, adică am așteptat puțin până să vină respectiva doamnă. Și până la urmă a venit doamna și m-a întrebat ce doresc. I-am arătat bonul fiscal, i-am spus legea care o obligă să mă înlocuiască produsul. Și însă a insistat să-mi dea banii înapoi. Am zis că băi, și aia e bun, adică îmi dă banii și ok. Bun, am luat banii, adică 15 lei am luat și m-am dus în magazin să cumpăr un alt produs. Ei, eu când am ajuns acolo, am observat că produsul nu mai este la prețul inițial de 15 lei și este la preț dublu, adică de 30 de lei. Ei, acum m-am dus să o întreb, doamnă, dar eu doresc să îmi înlocuiești produsul, cum spune legea, că asta spune legea. Da? Legea 449 din 2003. Asta spune că trebuie să îmi înlocuiască produsul sau să-mi dea banii înapoi. Eu am considerat că cumva a vrut să-și apere interesele comerciale. Păi da, așa mi s-a părut. Ți-a vândut un produs cu 15 lei și după aceea s-a dublat prețul, parcă nu-i convine să schimbe. Să la schimbe și mai ales că produsul era defect. Până la urmă, cu chiu, cu vai, mai ales când a văzut că a filmat, a zis, hai mă că-i dăm, că trebuie. Deci a observat că filmezi, chiar dacă erai cu camera ascunsă, stăteai cumva cu telefonul jos. Da, deci a observat că se uita în jos la un moment dat și a văzut că am filmat. Și atunci s-a hotărât, a stat așa câteva secunde, s-a uitat cumva pierdut și după aia a zis, da, se schimbă, nu-i stres. Ei, acum asta nu a fost o neregulă, pentru că totul s-a terminat cu bine. Însă este un exemplu de activitate civică, pentru că noi ca și cetățeni trebuie să ne întărim drepturile, pentru că orice magazin caută să-și întărească interesele. Asta e clar. Deci, noi ca și cetățeni trebuie să studiem legile, să fim foarte învățați în ale civicii și ale legilor. Pentru că, dacă nu, riscăm să fim păcăliți. Asta da, se mai întâmplă la raft să fie afișat un preț și la casă să te trezești cu alt preț. Multe se întâmplă, de aceea trebuie să fim și vigilenți și informați și hotărâți după aceea să ne revindicăm drept. De aceea mă bucur că ai reușit. Mulțumesc! Deci, ce am înregistrat noi acum publicăm pe internet împreună cu clipurile filmate de tine cu telefonul. Da, împreună cu clipurile filmate. Bravo! Zi bună! Noroc!